Iar vremea extremă creează probleme și pe calea ferată. CFR anulează mai multe trenuri din cauza condițiilor meteo nefavorabile. CFR a făcut anunțul după ce meteorologii au emis mai multe coduri de viscol și ninsori. Ce rute sunt afectate și ce alte probleme au mai fost semnalate? Discutăm cu Ștefan Edveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața! Ce ai aflat? Încă de aseară comandamentele de iarnă sunt pregătite, sunt practic de aseară noi am aflat și am s-au pus la punct tot ce înseamnă aceste comandamente și oamenii pregătiți în acest sens. Pe partea feroviară în capitală și legat de CNAIR, noi am aflat punctual, cel puțin pe București-Constanța, s-au anulat mai multe trenuri, s-au anulat practic toate trenurile legate de tot ce înseamnă această rută feroviară și ședințele și tot ce înseamnă aceste pregătiri legate de vremea și de codul de portocaliu de zăpadă au fost puse la punct încă de ieri, în jur de ora 18 s-au pregătit aceste echipaje, să le spunem așa, pentru că momentele în care se anunță un cod portocaliu de zăpadă sau de vreme rea, la nivelul capitalei, pentru că și la nivel de capitală s-a îndomnit acest comandament, și la nivelul Ministerului Transportului și chiar la nivelul Guvernului, oamenii și tot ce înseamnă aceste persoane pregătite sunt intervin în orice moment. Cel puțin în jurul Bucureștiului s-a întocmit acest comandament aseară în jurul orei 17-18. Toate mașinile, toate utilajele, toți oamenii au fost în baze, pregătiți să intervină în orice moment și preventiv, cum s-a mai întâmplat și de-a lungul anilor, cel puțin nu înțeleg de ce nu se închid și drumurile, pentru că există aceste probleme și cel mai bine, cum ai zis tu și tu, să se închidă drumul respectiv, DNX, DN1, DN2, să spun, sau în contextul de față, după aceste coduri, se intervine și se degajează zăpada de pe drumurile respective. Consider că autoritățile n-au mai fost luate prin surprindere de această dată, așa cum am tot vorbit de la anii trecuți? Nu mai putem spune, știi, erau, ne-au prins pe nepregătite sau cum era. A fost un refren la modă, într-adevăr. Da, era un refren la modă, un pic amuzant, 20 de ani, probabil că repetam în continuu acest refren. Încă de ieri, de la prânz, încă de ieri spre ora 17-18, tot ce înseamnă comandamente la nivel de capitală și de CNAIR și CFR, oamenii au fost chemați acasă și pregătiți pentru acest cod de zăpadă. E bine că nu există mașini blocate, e bine că nu există trenuri blocate, știi foarte bine, la un moment dat ne puneam problema, există mașini blocate pe drumurile naționale din România, că există trenuri blocate și așa mai departe, dar foarte bine în contextul de față dacă există astfel de coduri și drumul, un drum național este închis pentru o perioadă de câteva ore, 5-6 ore, 10 ore maxim, după vânt sau după zăpadă, intervin și câteva ore, se dezăpezește acel drum național. Pentru că te amintești în fiecare iarnă, să zic, DN2, știi foarte bine, este celebra problemă la Buzău, Râmnicu, Sărat, Focșani. Acolo întotdeauna existau problemele legate de tiruri și tot ce înseamnă drum, camioane mai mari care blocau acel drum și nu se putea dezăpezi. În contextul de față, mai bine îl închizi sau mai bine interzici sau mai bine nu dai voie mașinilor mari sau mașinilor să circule pe acel drum și nu există probleme. Cel mai bine, știi? Adică, de ce să existe 100 sau 1 sau 2 sau 5 tiruri blocate
în contextul de față. E bine că Ministerul Transportului, că Guvernul a pregătit și a blocat anumite rute rutiere sau feroviare în contextul de față. Da, oamenii să stea acasă, oamenii de ce să... Trebuie să mizăm, într-adevăr, și pe responsabilitatea oamenilor, pentru că vedem exact, foarte mulți șoferi care pleacă la drum neavând mașinile dotate cu roți de iarnă. Se întâmplă și acest lucru, a văzut accidente produse de autovehicule, adică de șoferi care conduceau autovehicule cu cauciucuri vechi de 19 ani, ceva, nu știu, absolut, sau 15. Exact, dar acest lucru, chiar acum mă gândeam, aseară la ora 8-9 seara, un prieten cu soție, cu copil mic, cu tată în vârstă de 80 de ani, s-a pus la drum și a spus, bă, plec în Moldova. Și bă, vezi că e cot de zăpadă, cot de vijelie și așa mai departe. El a plecat în continuare la drum. De-aia spun, în primul rând, este responsabilitatea noastră, a șoferilor, a oamenilor, în a conștientiza faptul că există un anunț, un cod de vreme rea, un cod de zăpadă, în a ne gândi foarte bine, bă, plecăm spre ruta, spre destinația respectivă, sau amânăm... Și este valabil și pentru cei care aleg trenul și care trebuie să se informeze din timp asupra trenurilor. Ștefan, îți mulțumim foarte mult pentru intervenție.